Am vrut să promovăm culturile de lavandă din România și deodată cultura noastră. Această cultură este bio. Am aranjat acest eveniment pentru a bucura sufletele oamenilor, pentru a veni și a face niște poze superbe. Au venit oamenii? Da, au venit în număr de 50 până acum. Au făcut poze, mirosit ce au făcut aici. Da, și-au cules și buchete singuri, s-au uitat la produsele pe care le avem. Ce are deosebit această plantă? Este o plantă medicinală. Ajută foarte mult pentru calmare, relaxare. Unde veniți frumos pe cea dumneavoastră, pe localitate, despre ce este vorba? Ca de altfel, fiecare eveniment care la Strength sunt evenimente frumoase. Deci e o completare care cred că trebuia și este binevenită, domnul Dorin. Problema e felul următor. Ne aflăm astăzi într-un câmp de lavadă, proprietatea familiei Stan. Pentru mine este deosebită plăcere să fiu prezent și eu aici. Înaintea dumneavoastră au fost niște domni de la Cluj, profesor de-ai domnului Călin Alexandru, Alex de la facultate, și spre surprinderea mea, care colaborează și cu Radio Cluj. Acest eveniment este prima dată. Eu am rămas profund impresionat de ceea ce am văzut, sincer vă spun aici. Nu prea am cunoscut mult despre lavandă. Am încercat și eu să mă documentez și văzând și o mică expoziție aici, o vânzare, mi-am dat seama de capacitatea și de complexitatea acestei plante, atât pentru vorba de cosmetici, cât și pentru alte lucruri care se folosesc în industria de cosmetice, parfumerie și așa mai departe. Este pentru mine o bucurie deosebită, este o așa zisă prima ediție. Am contribuit și noi cu ce am putut la amenajarea acestui loc, spun eu că este deosebit, cu promisiunea gazdelor, binevoitoare de aici, vine primitoare pentru toată lumea. La anul vom prinde și în calendar activitățile noastre culturale artistice, de la nivelul comun se pe lângă sărbătoarele tradiționale, sărbătoarele fiii satului și tradiționala sărbătoare a sărbătoarea Cânepii, care anul s-o fac o paranteză, din păcate nu o s-o mai putem ține datorită acestei virus, ca nu numai de pace, care apare tot mereu, o poprită pe calendar și sper că la anul sunteți invitați de acum, chiar dacă nu vă invit, dar invitați proprietari, adică am înțeles că au legături cu dumneavoastră, vă invităm noi primăria în calitate de oaspeți, pentru că oaspeți sunt mai calitate de musafiri. Ceea ce pot să spun este că sunt sigur că pentru popularizare mai mare, cunoscând, v-am spus încă o dată, efectele benefice ale acestei plante, la anul manifestarea să fie de amploare mai mare și să fie permanentizată în comuna Strems, îmbogățind astfel vestrea culturală, artistică și de tradiția comunei noastre. Sunt primarul comunei Strems, Popa Traian Ștefan. E super, e un loc așa ca din Franța, câmpurile, renuitele câmpuri de lavandă din Franța, după atâtea zile cu ploi, este ca o terapie, e soare, ne încântă privirea, mirosul și toate ochii și bineînțeles pozele care sunt așa amintiri pentru toată viața. Ați făcut multe poze? Da. Selfie-uri, poze cu lavandă, poze cu noi, poze cum culegem, e superb, e superb, e ca un covor pe care pășim așa, nu? Așa se spune că culoarea mov este o culoare regală, păi asta și transmite așa noblețe, este să nu uităm că este plantă medicinală și se fac tot felul de uleiuri esențiale, de sirop, de prăjituri, de tot, de parfumuri. Da, ne place foarte mult. Mai ales acum, după pandemie, lavanda este pentru relaxare și au fost foarte încântați. Ați pregătit și punctul special unde puteau să facă poze? Da, am pregătit puncte speciale unde să-și facă fotografii. M-am implicat foarte mult sufletește. Aici am pus foarte mult suflet. Mi-am dorit să aduc și eu contribuția mea pentru oameni și sper
reușit. Da, să se bucure. Bună nuit. Ceta stan. Cum te simți aici, într-un câmp plin cu lavandă? Ca și la terapie. Cum miroase, cum se vede, cum... Să ne povestești puțin. Miroase super. Are culoare frumoasă. Deci de ce ați ales să veniți? Păi, pentru mine lavanda e floarea sufletului meu. Nu cred că mai există alte cuvinte să vă spun. Iar când înflorește, aici e splendid. De fiecare dată vin la ceta, e super. Aș vrea ca toată lumea să se bucure așa cum mă bucur eu când e florită. Cum îți simți în câmpul de lavanda? Mă simt foarte bine, foarte, foarte bine. Culorile astea nu cred că le vezi în altă parte, niciunde. Valuri de mov, așa, mi se pare că e extraordinar. Super. Aș vrea să vin la lucrurile astea, pentru că chiar e terapie, chiar bucură sufletul. Ați și cules? Da. Eu de care am ieșit culeg. Acum cultura asta are aproape 5 ani și în anul ăsta e cea mai faină florită. E superbă la banda. E grozavă. Ați făcut și poze? Până acum n-am făcut poze. Am făcut weekendul celălalt când era doar îmbobocită. Am fost aici cu fiica mea și am făcut niște poze extraordinar de frumoase. Cu cerul era norat, era seară și au ieșit pozele superbe. Cum vă numiți? Daniela Cerneau. Uite la acest eveniment. Venim că pur și ne place lavanda, suntem și prieteni cu cei care au cultura și deosebit. Deci nu-i prima dată când venim, am mai fost și ne place chiar de... Cum arată câmpul de lavandă? Grozav și mai mult se simte așa și miros și toate. Cum vi se pare ideea unui astfel de eveniment? Mi se pare deosebită și necesară. Deci necesară. Pentru vremurile astea chiar e. De ce? E în câmp, e liber, e altceva decât oraș și chiar avem nevoie de asta. Suntem în câmpul de lavandă. Foarte bine, foarte bine. Mie îmi pare rău că am o fetiță mai mare și aș vrea să vină. Deci e grozav și pentru tine și... Mirosul? Vă numiți? Daniela Botan. Și ce plante ai cules? Ce ai cules tu acolo, Sara? Lavanda. Da, asta e frumos. Și îți place cum miroase lavanda? Da. A ce miroase? Cum arată câmpul acesta? Cum arată câmpul? Ce culoare are? Mov. Știi? Da. Nu știu ce, sunt lavanda la Alba special. Pe poze și-au făcut. Acolo la colțul ăla. Alex. Alex, ui! Scaun? Pe frumos pe scaun. Terapie.
Nu, 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 nu